Nu seara. Seara. Din câte am văzut, nu prea aveți televizor, așa că aș putea foarte simplu să mă duc înapoi la locul meu. Totuși vreau să întreb, câți dintre voi preferați să vă uitați la televizor decât să citiți o carte? Să uităm la televizor? Da. Nu, eu vreau să mă uit. Ok, deci câți dintre voi preferă să citească o carte decât să se uite la televizor? Eu voi începe și eu sunt de părere că a citi este mult mai important și mai sănătos decât privitul la televizor și voi argumenta opinia prin a aduce câteva dezavantaje sau niște dezavantaje ale privitului la televizor și niște beneficii ale cititului. Voi începe cu televizorul și ce poate face acesta în viața noastră. În primul rând, ne scade atenția și slăbește memoria, voința și motivația. Ne izolează emoțional și social prin fuga în realitatea virtuală. Poate provoca tulburări de somn și amplificarea anxietății. Scade inițiativa și slăbește creativitatea și capacitatea decizională. Un actor din anii 1920-30, un actor american, numește Groucho Marx, nu e de aceeași părere cu mine și spune că televiziunea este foarte educativă. Cred că televiziunea este foarte educativă. De fiecare dată când cineva deschide televizorul, merg în altă cameră și citesc o carte. Și acum vă voi prezenta beneficiile cărții. Ne aduce o cultură generală vastă, exprimare corectă, fluentă, coerentă, o memorie mai bună, o imaginație bogată, ne aduce relaxare, înseamnă o sursă de informare, poate chiar să îmbunătățească relațiile interpersonale și alungă plictiseala și reîncrospătează mintea. Eu mi-am lansat o provocare, ca să spun așa, în urmă cu câteva zile. Mi-am propus să citesc o carte pe săptămână. Și această provocare mi-am mai lansat-o de câteva ore în trecut, în ultimele șase luni, de 2-3 ori, și nu am reușit niciodată să mă țin de ea. Tot timpul intervenea altceva, ori să merg la un suc cu prietenii, să joc un fotbal, să mă uit la televizor chiar. Și acum am spus că trebuie să fie ceva serios, trebuie să am un motiv pentru care fac asta. Așa că m-am decis să-mi deschid un blog, deocamdată lucrez la el, și în care la sfârșit de săptămână sau de două ori pe săptămână să concluzionez cartea care am citit-o în săptămâna respectivă. Un scurt articol despre cartea respectivă și prin asta eu mă voi obliga să citesc o carte pe săptămână pentru ca cititorii mei, oricât ar fi ei, 2, 3, 5, să poată avea ce citi într-o sâmbătă seară. Pe final vreau să vă prezint 3 sfaturi pentru a citi eficient. 1. Citește zilnic 40 de pagini. 40 de pagini este echivalentul la o oră și 15 minute pe zi. Nu pare prea mult, dar sunt de fapt 280 de pagini pe săptămână, adică aproape o carte, sau chiar o carte medie. Și cu siguranță este mult mai bine decât să nu citim deloc sau să citim o carte doar pe jumătate. 2. Citește până termin capitolul. Acest sfat merge pe principiul du la bun sfârșit ceea ce ai început deja. Adică, chiar dacă în timp ce citești se pierde concentrarea la mijlocul capitolului, citește-l până la capăt, chiar dacă nu reții nimic, pentru că în așa fel îți vei forma bunul obicei de a termina un lucru ce l-ai început. Și 3. Citește o carte care ți este utilă acum. Caută o carte care să-ți ofere idei practice pe care să le poți aplica în fiecare zi, nu doar o carte teoretică care să-ți umple mintea doar de teorie și nimic practic. Și, în final, vreau să vă mai întreb încă o dată, pe fiecare parte, tu ce alegi? Cartea sau televizorul?